Andreea Boyer este corespondentul Arca TV din München, Germania, și vă prezintă astăzi pe Judith Rabl, artist plastic, născută în 1973 în România și care trăiește din 2011 în Augsburg, Germania. În adolescență, când a văzut pentru prima dată picturile lui Picasso, a început să plângă. În 2016, Judith a făcut un experiment prin care și-a găsit stilul în pictură. A participat la o expoziție internațională, iar rezultatul a fost surprinzător de pozitiv. De atunci a participat la mai multe expoziții naționale și internaționale, câștigând premii și recunoaștere internațională. Bună ziua, sunt Andreea Boyer, corespondent pentru Arca TV din München și astăzi mă bucur să vă prezint pe artista doamna Judith Rabl, care locuiește în Germania. Bună, bună, vă salut! La ce vârstă ați început să pictați? Am început să pictez de la o vârstă foarte fragedă. Primele amintiri pe care le am chiar din grădiniță am început și cum mi-aduc aminte așa din clasa întâia, primele picturi care le-am făcut. În Germania m-am mutat în anul 2011, dar plecată din România, am plecat în 2000-2001, am stat câțiva ani în Austria, în Graz, și de acolo m-am mutat direct aici, în Germania. De-a lungul anilor am încercat foarte, foarte multe tehnici. Am încercat acrilic, am încercat ulei, am încercat chiar grafică. Am încercat să pictez foarte multă natură, flori în ulei, am pictat după tehnica maestrilor bătrâni, am făcut unele cursuri cu mari renumiți pictori, unde am învățat și tehnica realistică, fotorealistică, dar totuși inimii mele sau ce vedem aici între picturile astea este o combinație între ulei, acrilic, realistic și minimalist. Ce v-a inspirat să pictați de la bun început? Cum ați început cu pictura? În primul rând mi-a... Sau cine v-a inspirat? În primul rând mi-a plăcut foarte mult pictura de copil mic și Picasso este idolul meu în primul rând și sunt niște trăiri intense ce le trăiesc zilnic și mă pun în fața pânzei și las sentimentele mele, adică pensula să vorbească. Am studiat terapie prin artă, dar am făcut cursuri cu pictori renumiți, care am avut docenți și restul ce am făcut autodidactică. Care este mediul în care dumneavoastră pictați cu plăcere? Aveți... Acasă, da. Acasă pictez și îmi place foarte mult când pictez adică să fiu singură. Să fiu singură și de multe ori pictez și noaptea sau de obicei tot timpul este o stare, o altă stare, o altă lume unde cobor și intru, mă rup de realitate. Chiar uit să mănânc, să beau apă. Adică sunt ore unde până nu termin, nu mă ridic. Dar de obicei tot timpul singură îmi place ca să nu fiu deranjată. Ați avut expoziții cu pictura dumneavoastră și unde, în ce țări ați avut expoziții? Prima mea expoziție am avut-o în Viena, în Esterházy Palast, și de acolo s-au deschis alte uși.
Am fost contactată de o galerie de artă. Galeria se numește Galeria Makovsky. Și așa mi s-a deschis foarte multe uși. Am fost în Italia, am fost la expoziție internațională acum o lună, am fost în Zurich, în Elveția, unde am avut șansa, adică onoarea, lângă pictori foarte, foarte mari, celebri, care, din păcate, nu mai trăiesc, dar... Adică e o onoare foarte mare ca să pot sta lângă ei, de exemplu cum a fost Miro sau Picasso a avut acolo tablou, Chagall și așa mai departe. În Italia am avut, în Monte Cusaro, în Veneția, în... și în Germania. În Germania mai multe orașe am avut, la Berlin, la Ingolstadt și sper că la anul, adică sunt și alte perspective, chiar în februarie o să am în Anglia, lângă London, și s-ar putea ca și în America. Foarte frumos și vă doresc foarte mult succes! Mulțumesc! Și ați primit un certificat pentru lucrările dumneavoastră? Da, am primit în Italia, am luat premiu special și am primit de la Ingolstadt, am fost nominalizată pe locul întâi la expoziție internațională acum din 2018 și am luat și un premiu tot acolo. Ce aș vrea să vă mai arăt, am avut onoarea în Ingolstadt, în revista Expresso, din 900 de participanți din toată lumea, care au venit 900 de alți pictori și am avut onoarea dintre 5 ca să expună pictura în această revistă. Ca pictor e o bucurie ca să realizările astea și cât mai multe țări și mi-aș dori ca și în România să fac o expoziție. Să sperăm că va fi. Vă doresc și numele de la ArcaTV foarte mult succes pentru toate dorințele care le aveți. Și vă mulțumesc pentru interviul de astăzi. Pentru spectatorii dumneavoastră aveți un mesaj? Da, mă bucur că vin din România și mă bucur că pot arăta că am ajuns aici în Germania și că am putut realiza ceva și am avut șansa și onoarea și mai ales... dumneavoastră pentru acest interviu, vă mulțumesc tare mult și noi vă doresc mult noroc. Și noi vă mulțumim. Mulțumesc la spectatorii de la ArcaTV pentru vizualizarea acestei emisiuni.